Salutare, salutare! Ce mai faceți, dragilor? Bine ați venit alături de mine în Tirana, capitala Albaniei. O capitală frumoasă, surprinzător de frumoasă și cu părere de rău, o spun cu mult, cu mult peste capitala noastră, peste București. Și o să vedem în live-ul ăsta de ce afirm lucrurile astea, de ce susțin că Tirana e mai frumoasă ca Bucureștiul nostru. Să înceapă acest live, da? Cu cât mai multe like-uri, acest live ajunge la mai multă lume, iar eu pentru asta chiar vă mulțumesc. Iar dacă nu te-ai abonat, abonează-te pentru că vei fi pe plus. De ce? Urmează live-uri din ce în ce mai frumoase din Albania și din alte locuri din lumea largă. Apasă butonul de mai jos de subscribe. Mulțumesc! Hai să vedem de ce spun eu că Albania este o țară frumoasă, iar capitala Tirana este mai frumoasă ca București. Sunt în piața lor centrală, piața Skanderbeg. Este numită așa după eroul lor național. Un erou care s-a luptat vreo 40 de ani contra otomanilor. Pentru că otomanii au tot pus ochiul, cum s-ar spune, pe acest pământ. Și Skanderbeg s-a tot luptat cu ei undeva la vreo 30-40 de km de Tirana, într-un loc numit Cruie. Acolo este și un castel foarte frumos. Mai mult ca sigur ați văzut castelul ăla în primul meu vlog din Albania. Va fi un live așa chill, mergem la pas, ne plimbăm un pic, descoperim Tirana și vedem ce mai putem face, da? Salutați-mă ca să vă văd și eu, nu? Să vă răspund. Ia să vedem cine aici. Ileana, Gabi, Dima, Cristi, Maria, Dana. Bună, Marian, faci live-uri foarte frumoase și interesante. Felicitări! Andrei Alexandru zice, e live sau e premieră? Nu știu. Tu ar trebui să spui ce crezi tu că e până la urmă. Bun. Sunt în piața lor centrală, vă spuneam. Centru zero al orașului. Asta este clădirea operei. Avem moscheea veche din centru. De ce moschee? Pentru cine nu știe, Albania este o țară preponderent musulmană. Pe vremuri erau vreo 90% musulmani, acum au mai scăzut ca procentaj. Cred că sunt undeva pe la vreo 70%, 70-80%. Și sunt mai libertini, nu au reguli stricte, consumă alcool, ba mai mult, nu știu, ceva ciudat. În niciun oraș european nu am văzut atât de multe cafenele ca aici și o să vă tot arăt. Deci, cred că albanezul bea cafea pe fiecare colț de stradă, pe fiecare latură, pe fiecare, cum să zic, carteră principală, cafenea, 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 cafenea. Și locul este împânzit de germani, de italieni. Vin pe aici să, nu știu, să vadă Albania. Sunt mai mulți străini ca în România. De ce? Viața mult mai ieftină, serviciile mult mai bune în Horeca, adică hoteluri curate, ieftine și restaurante cu mâncare bună, bună, bună. Așa, hai să mergem până la stradă. Vă arăt un pic zona de intrare în centrul orașului, centrul ăsta pietonal. După aia vedem ce mai putem face. O să mergem și la castel. Bine, intru pe sus castel, că în ziua de astăzi nu este mare lucru de el. Ai un nene care cântă la gloară. Nu știam ce se audă așa tare pe aici. Este o țară periculoasă, toată lumea cu care am stat de vorbă că o să vizitez Albania mi-au zis, băi Mariane, nu te du acolo că sunt dubioși, sunt periculoși, e mafie, aole, prostituție. Astăzi este a 10-a zi de când mă aflu în Albania. 10 zile.
și nici măcar o persoană să se uite urât pe mine, să zică, băi, ce ești tu, bă, ce filmezi tu pe aici, mă, sau cine știe, nimic, absolut nimic. Ba mai mult, sunt sociabil, sunt vorbăreți. Uite, dacă eu stau așa și mă uit așa un pic dezorientat, vine cineva la mine și mă întreabă, s-a întâmplat ceva, sunteți ok? Vrei o mână de ajutor? Pe la hoteluri, nu mai zic, foarte, foarte sociabil, de la recepționeră până la, până la portar. Ca să mai zic portarul, să tragă de bagajul meu, zic, băi nene, stai așa, că eu am crezut că e cu scandal. Nu, 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 că vreau să vă ajut. Ah, ok. Păi venise un albanez de la mare așa, chiar la intrare, venea așa, agale către mine, zic, mă, ia să vezi scandal. Și pune mâna pe bagaj și zic, bă, stai așa, că nu e așa. May I help you, sir? Într-o engleză de-aia impecabilă, vreți să vă ajut? Perfect. Deci foarte, foarte sociabil. Deci cam de aici începe zona centrală, zona centrului lor. Nu neapărat vechi, că nu e un centru neapărat vechi. Bun. Deci o să vedeți multe, 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 multe terase, restaurante și bulevardul ăsta formează așa un mare, mare pătrat. Pentru că în interior avem piața Skanderbeg, avem parcul, undeva în față și pe stânga avem castelul, avem și un mare mall, o să vă duc și la acel mall. Și ce să zic? Vedeți ce mai putem face, da? Bun. E mai periculoasă Spania, corect? E mult mai periculoasă Spania. Radu Paul, salutare, Camelia Ioniță, Costirul, salutare Marian, cine mai e pe aici, salutați-mă, Andrei, Adrian Cotrău, Sai, uite-și Porodica, Tatiana, avem două Tatiana, uite, Tatiana Daria și Tatiana Dobre, Smoke Dreams, cine mai e pe aici? Bun. Astăzi este ultima mea zi în Albania, mâine voi pleca înspre Italia. Am ajuns în Albania cu un bilet de numai 78 de lei și mă întorc, teoretic, plec mai departe, nu chiar că nu pot spune că mă întorc. Plec în Italia cu 14 euro biletul de avion. Deci așa ieftin Wizz Air, deci București. Tirana, Roma, am plătit 150 de lei. 150 de lei pe două bilete de avion. Sfatul meu, uitați-vă după bilete înspre Tirana, pentru că merită orașul. Salutare din Budapest, uite, Zoltan Grof. Cum e în Budapest? Uite, n-am făcut și eu o filmare din Ungaria. Alexia, bună seara. Chiar de ce n-ai fi făcut de mili, ce faci mili? Așa. O atmosferă așa, poemă. Mai degrabă mi-aș fi plăcut să aud o muzică tradițională albaneză. Ceva, cum s-ar spune. Uite, avem cum s-ar spune, un mesaj cu albastru, muguri de fluier pentru bunicul la vioară. Trebuie să vedem ce mărunt am. Ia să vedem. Da, am făcut rost de mărunt, am primit mesaj și trebuie să facem, asta e tot măruntul pe care l-am, 20, 40, 60 de lei, înseamnă 0,6 euro, 3 lei. M-am achitat.
E ok, știu. Așa, e o clădire interesantă, este Muzeul Național de Istorie. Îmi place foarte mult pictura, fresca, habar n-am cum se numește. Acel tablou, să zicem, decorativ de pe fața clădirii. Pare așa o pictură din aia comunistă. Și zic foarte bine, o pictură comunistă, pentru că aici a fost un regim comunist cam la fel de nasol ca în România. Însă parcă ăștia albanezii, comuniștii albanezi, au fost și mai dreacu. Au un muzeu întreg de supraveghere. Se numește în engleză Museum of Surveillance sau ceva de genul. Se poate vizita. Și apropo de muzee, aici în Albania există două buncăre, buncăre pe mai multe nivele, straturi, cum să spun. Deci e imens, te rătăcești. Și se pot vizita aceste buncăre. Se numește Buncart 1 și 2. Exact așa. Nu i-au găsit alte denumiri. Buncart 1 și 2. Buncart 2 se află chiar în spatele moschei. Stai așa? Aici, moschea asta. E coborârea în buncăr. Dacă vă gândiți la un buncăr, aia, câteva încăperi și aia e sub pământ, la, cum s-ar spune, adâncime, nu? E destul de adânc buncărul ăsta. O să filmez și fac vlog separat. Și al doilea buncăr este lângă telecabină. A, apropo de telecabină, stați așa un pic. Vedeți voi acolo în depărtare? Bam, 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 bam. Munții aia acolo, în depărtare, sunt destul de înalți, undeva la 1400-1500 de metri, pentru că și Tirana se află la înălțime, adică nu este undeva la nivelul zero. Și se poate ajunge pe acele vârfuri montane cu o telecabină. Este cea mai lungă. M-am plimbat un pic mai devreme, am stat vreo 15-20 de minute, mă plictisisem. Stăteam în telecabină, mai și ațipisem un pic. Bine, căldură, vârsta, e normal, la ora prânzului mai tăia somn. Deci am stat aproape 35-40 de minute dus întors în telecabină. Mă mai și bălângânea, logic că m-a luat un pic. Dar am filmat și o să vedeți într-un vlog ulterior. Costă telecabina 1400 de lei, adică 14 euro. Asta înseamnă undeva la 70 de lei dus întors. Exact ce vă spuneam. Spuneți voi că nu pare a un tablou comunist. Dacă stau să analizez, nu prea. Cred că e toată istoria. M-am prins. Cred că e toată istoria Albanii, începând de la, ce zic, perioada antică, medievală, poate și otomană. Păi aseară te-ai culcat la 4, e normal. Aoleu, da. Deci, aseară cine a fost pe live-ul meu de pe TikTok, băi, știți cum erau toți, puteau așa, ce s-a întâmplat? Deci, făceam un live pe TikTok și la un moment dat o prietenă de-a mea, Țițone, de la Floreria lui Țițone, îmi tot dădea mesaje pe TikTok. Marian, e nasol, e grav, e nasol, e grav, e nasol, e grav. Da, Țițone, știu, e nasol, e grav, dar ce nasol e grav? Și intrase în live, pentru că ea, de obicei, are două telefoane cu ea. Unul pentru live-uri, cum l-am și eu pe ăsta, și telefonul personal. Mi-a dispărut telefonul personal și avea doar telefonul pentru live-uri. Și pe cine avea la prieten? Pe mine. Și când a prins celălalt telefon, a intrat pe TikTok și m-a văzut pe mine. I-a furat telefonul, i-a dispărut telefonul, l-a uitat, nu știu ce s-a întâmplat. Dar vreo 4 ore am ajutat-o să-și descopere locația telefonului. Cine i l-a luat, cum l-a pierdut, cum l-a furat. Și foarte tare am reușit. Deci de asta sunt eu mor de somn, că până la 4 dimineața am stat cu ea pe live pe TikTok. Dar cu aventuri, s-a urcat în mașină, urmărea mașina în care se afla telefonul, s-a dus pe la Cotroceni, s-a dus în militari, s-a întors după aia pe la Mărășești, în București. Deci au stat aseară câteva mii de oameni în total să se uite, să vadă deznodământul. Și da,
După 4 ore am găsit telefonul. Eu stăteam cu laptopul, îi apărea telefonul prin București, că se plimba cel care avea telefonul în mașină și l-a descoperit. Așa că eu vă zic să mă urmăriți și pe TikTok, pentru că sunt live-uri destul de interesante și acolo. Live-uri destul de interesante. Opa, mai am un mesaj colorat. De ce n-ați spus? Cine mi-a dat mie mesajul colorat? Cine? Julia, să fie soare. Păi e soare, uite pe aici. Două lire sterline. Nu-i rău, hai că poate fac și eu două bere în live-ul ăsta, nu? Avem aici un... dar nu e monument. Cum putem să catalogăm? O operă de artă? Nu. Că niciodată un tank nu poate fi o operă de artă. E un obiect de distrugere în masă. Un tank vopsit în culorile... cum se numește semnul ăsta? Vedeți semnul ăsta? Știu că e asociat cu pacea, cu flower power, cu tot felul de... Ia să vedem cine știe. Nu, în fine, îmi scapă numele. Aici avem clădirea Băncii Naționale. Este un loc destul de mare și cam gol așa, nu știu. Puteau să facă ceva. Nu știu, să-l amenajeze în vreun fel. Bun, hai să mergem să mai descoperim centrul orașului și pe partea laterală. Ia uite aici, Camelia, încă 2 euro să fie. Hai că ne apropiem de o bere, mersi frumos, Camelia. Carmen Fusil, bună, Marian. E cam betonat. Deci l-a furat cineva până la urmă. Ea zice că l-ar fi scăpat în taxi, un Uber, dar nu știe sigur. Sau că mai era cu cineva în taxiu, sau ăla el l-a ciordit și a rămas în taxiu. Habar, nu știu ceva de gen. Pentru că fusese la un restaurant și a cunoscut pe cineva. Și au stat de vorbă la restaurant. Or fi băut, au mâncat împreună și respectivul domn a convins-o să-i cheme el un Uber. Și mai departe nu știu ce s-a întâmplat. Cert e că telefonul a stat vreo 4 ore într-o mașină. Cum vi se pare până acum centrul orașului? E periculos? E ok pentru turiștii și cei doi sunt, cred că, germani sau britanici. Sunt foarte mulți turiști germani, britanici, italieni, nu mai zic. Mai safe decât Craiova? Corect, asta o zic și eu. Julia, 30 seconds în Mars. O, încă 2 lire sterlină e. De la Julia. E numai unei melodii. Vă spuneam că această zonă centrală are și un parculeț foarte frumos. După cum vedeți, este totul îngrijit. Iarba tunsă, nu sunt gunoaie pe jos. Trotuar asfaltat, amenajat. Ce să zic? Din punctul ăsta de vedere, centrul orașului arată impecabil. Ia gândiți-vă centrul din București. Te duci prin centrul vechi. Băi, te împiedici. Pur și simplu nu e un trotuar bine făcut. Nu e o străduță făcută cu cap.
Ia uite-și pe doamna Fifi, ce face doamna Fifi? Curat și atmosferă plăcută, da. Ofer o vacanță de 7 zile în Albania, este cineva interesant, plătesc eu totul, zice Lord Mișa. Păi ia uite, Lordul Mișa. Dar acum întrebarea, de ce ar da Lordul Mișa o vacanță de 7 zile? Cadou. Mă gândesc că Lordul Vișa, Vișa sau Mișa, scuze. Mișa ai zis, nu? Da. Poate cine știe, vrea să vină cu o tânără domnișoară. Și nu mai zic, am văzut câteva albaneze foarte, foarte frumoase. Ha? Se bucură cineva acolo. Simplu, nu îmi place să fiu singur. Oh. Deci, doamnele de pe chat, luați legătura cu Lordul Mișa. Mă chinui să trimit ceva bănuți, așa, de o bere. Ia auziți, doamna Fifi vrea să facă 500 cu o bere albaneză. Oh, stați puțin, am văzut ceva frumos. Deci, ia uitați ceva frumos aici. Aoleu, vorbesc în engleză. Două frumoase doamne. Cum s-ar spune, stiletto. Deci doamna din dreapta pare că se duce la bătaie. Sigur sunt englezoice? Deci clar, deci doamna din dreapta cred că a tras de fiare și a făcut vreo două sporturi de contact. Ia uitați cum merge. Încerc scuze că vă relatez așa ceva, dar mi-a fost și frică să filmez din față. Că poate zicea doamna aia, ia vină mă cu aia, băiețași, băi țâcă, ia vină cu aia. Un cap în gură. Pă cine filmezi tu, măi țâcă? Mamă, dar ce mers avea. Râdem, glumim, este un live de travel, de călătorie mai vesel. Dar m-am amuzat. Hai, se mai întâmplă. Opa, stați așa. Deci aici este Bunkart. Acel bunker de care v-am povestit. Vedeți? Intrarea e banală, așa, o ciupercă. Dar ce e în subteran e nebunie. Only cash. Avem o problemă în Albania și o să vă relatez. Dacă intru în subteran, nu mai am semnal absolut deloc. Deci, fostul bunker antinuclear al Ministerului de Intern. Era pe aici, pe vremea comuniștilor. Da, muzeul ăsta merită vizitat cu siguranță. Așa vă spuneam cu cash-ul. Băi, e o problemă. La fel cum era și în România acum vreo 2-3-4 ani. Trebuie să ai cash când vii în Albania. Sau să ai euro. Bun. Ce înseamnă asta? Cam 75-80% din locuri. Locurile mici, mă refer, un mic magazin, un chioșc, dacă vrei să te cazezi într-un hotel mai micuț, dacă vrei să mănânci la un restaurant ceva mai micuț, nu se poate plăti cu cardul. Cash-ul este la putere. Cash, cash, cash. Însă să nu credeți că vă păcălește cineva, nu. Cât face, atât plătiți la orice. Și vă spunea că se poate plăti în euro, da. La un moment dat nu puteam să scot bani de la bancomat. Bine. Puteam, dar haideți să vă spun că sunt chitră. M-am dus la un bancomat, mi-a cerut comision 8 euro. Zic, bă, du-te bă de aici cu comisionul tău. Mă duc la un alt bancomat, comision 8 euro. Zic, ia că mă duc eu la băncile astea mai mari care sunt și în România. OTP, Raiffeisen. Și, într-adevăr, e mai ieftin, 6,50 euro comisiune. Indiferent de sumă. Deci dacă vrei să scoți 10 euro, plătești 6,50 euro comision sau 8 euro după caz.
dacă vrei să scoți 1000 de euro, plătești tu 6,50 euro. Și am găsit o singură bancă care are bancomate fără comision pentru cardurile românești. Se numește Union Bank. Dacă veniți în Albania și vreți să scoateți bani de la bancomat, alegeți bancomatele Union Bank. Așa, și puteți să plătiți și în euro și vă dă restul. Acum știu de ce am strănutat. E rece, gheață. Mamă, nu știam de ce mi-a înghețat spatele. Betonul ăsta e gheață, gheață. Așa. Și puteți să plătiți în euro și vă dă rest în moneda locală. Paritatea este 1 euro 100 de monede de ale lor, 100 de lei. Ambrozia, nu? Am strănutat de la bunkerul ăla. Vă dă seama că am frig acolo. Bună seara, domnule Marian, ne plac foarte mult live-urile dumneavoastră, ne uităm cu mare drag de fiecare dată, mulțumim. Adriane, dacă îți plac, dă și tu un like, că uite, am doar 83, hai să facem și noi 100. Plata cash se spune că e arbitru oamenilor mai liber. Da, e țara cash-ului, am fost acum 4 ani și eu acolo, au niște prăjituri magnifice albanezi. Ionide, crede-mă, am mâncat ca la nuntă la soacră mea, cum se zice pe la mine prin cartier. Deci 5 feluri de mâncare. 5. O, doamna Fifi, 150 de ron. Mamă, deci nu că bea o bere. Bea o bere din aia de neam prost mare albaneză. Dați-mi o bere de aia dublă. Și vine ospătarul. Bum. Mersi frumos, 150 de ron de la doamna Fifi. Ia uite-o și pe Bea. Salutare din Ploiosul San Diego. Știți cine este Bea Lazar? Gazda de acum un an care ne-a ținut așa cu forța mai mult în San Diego, în America. Bun. Așa. Deci cu cash-ul, asta e singura problemă așa mai nasoară pe care o văd eu. În rest, nu este nimic dubios. Nu vă luați după vorbele alea cu albanezi mafioți, că e prostituție, că e curvăsărie pe aici, că sunt droguri, că băi, sunt periculoși? Habar n-am. Eu nu i-am văzut. N-am auzit și am tot citit zilele astea tot felul de review-uri, tot felul de articole despre Albania. Nici un turist în ultimii ani n-a pățit nasoale. Ca așa, o curtișag, o mică tâlhărie se mai întâmplă peste tot în Europa. Voi ce credeți, că prin Paris nu se întâmplă tâlhării? Păi, ia gândește-te. Este o țară săracă, Albania. E o țară săracă, da? Vii tu cu Dita mai lanțul de aur de neam prost de la zgardul de câine și normal că ai atras atenția. Vino și tu normal, fără lanțuri, fără brățări. Nu pățești nici absolut nimic, nu pățești. Să rămână, doamna Fifi, sănătate multă și multă, multă bucurie. Mamă, n-am mai avut un mesaj de la cu portocaliu din vremurile bune ale YouTube-ului. Bun, de ce sunt acele ghirlande luminoase, sau cum se numesc, ornamente luminoase? Pentru că le vedeți acolo, seara se aplind frumos, tot orașul este decorat, zici că e Crăciun. Ei bine, când filmez eu acum acest live, este Ramadanul la ei, este luna sfântă. Vă spuneam că albanezii, în mare parte, sunt musulmani. Vedeți o semilună, vedeți o moschee acolo. Ei ce fac? Musulmanii nu mănâncă în timpul zilei și au voie să mănânce doar după lăsarea soarelui, după ce apune soarele. Deci s-ar putea ca în vreo 30 de minute să fie toate restaurantele pline. Salutare din Dures. Ia uite, Diana, ce faci în Dures? Că am fost și eu în Dures. Când? Acum două zile. Nu te-am văzut acolo. M-am uitat, dar nu erai. Nu mai sunt anii 90, de parcă la noi după Revoluție era bine. Păi, într-adevăr, ca orice țară a fost comunistă,
E o perioadă de, nu neapărat de tranziție, e o perioadă de trecere. Problema e că poate să fie mai rău sau poate să fie mai bine. În România, nu știu ce să zic. E mai bine după Revoluție? Da, că avem libertate, avem mâncare, avem băutură, avem de toate, cum s-ar spune. Dar parcă nu mergem într-o țară, într-o direcție bună, adică țara noastră nu... Nu e Italia, nu e Franța, nu e Spania, nu e Germania, nu e Olanda, nu e Austria, adică... Nu știu, ne dezvoltăm foarte, foarte greu. Nu înțeleg de ce. Și apare prin Europa la vreo 2-3 ani, 4 ani, 5 ani, vine și pe la noi. Adică, bă, da, noi suntem chiar așa cei mai proști. Poate chiar da, suntem cei mai proști. Bun, ce părere aveți până acum? E un oraș frumos sau nu? Eu zic să nu vă pronunțați încă. Mai stați un pic să vedeți și restul centrului, da? De străzi largi, late. Uitați, sunt 2, 4, 6 benz pe sens. Ha, nu, scuzați, 3 și 3. 3 benz pe sens. Aici este o stradă cu sens unic, tot așa, 3 benz pe sens. Curățenie. Și o să vă arăt, uitați semafoarele. Deci mie îmi plac la nebunie semafoarele lor. Vedeți, stâlpul semaforului este luminat în roșu. Hai mă, treci cu autocarul ăla, tot ce este, autobus, trolebus. În fine, autobus cu burduf. Ok, a trecut. Vedeți, stâlpul este luminat în roșu. Când se face verde, se luminează și, cum îi spune, și stâlpul în verde. Deci n-ai scuză să zici, băi, n-am văzut semaforul. Păi uite-te la stâlp. Așa este în toată Tirana. A, uite, un stâlp verde. S-a făcut verde, uite, bang. Uite, și clipește încă. Când se face galben la pieton, cum ar veni, clipește, să-l vedeți că se face roșu. Pac, s-a făcut roșu. Deci așa este în tot oraș. Am văzut anul ăsta în Constanța, că am ajuns prin Constanța. După ani și ani, cum s-ar spune, apare tehnologia asta și la noi. E foarte, foarte tare. Ba mai mult, uite, stâlpul se luminează și în partea de sus. Vedeți acolo unde e semaforul? Parcul ăla. Ok. Așa, aici este o zonă de promenadă cu ceva bărulețe. În partea din față este ruina fostului castel, cum s-ar spune, al Tiranei. În ziua de astăzi nu mai există și vă spun și de ce. Este și un mall. Hai să mergem pe aici, hai, că am zis să nu o iau, dar hai să iau și pe aici. Deci nu mă uitați și pe mine cu like-urile alea, că doar așa acest live ajunge și pe la prietenii voștri. Și e păcat să nu vadă cum arată Albania, da? Iar dacă nu ești abonat, că văd că sunteți câțiva, abonați-vă, apăsă pe butonul ăla de subscribe, da? Vei fi pe plus și spun și de ce. Urmează live-uri din ce în ce mai frumoase. Și sunt gratuite, dacă te abonezi, nu? Nicolae zice, am fost acum 3 săptămâni. Și cum ți s-a părut, Nicolae? Ia, uite-te. Așa, un pic în urmă, cu 3 săptămâni, adu-ți aminte. Cum te-ai simțit tu aici? Ce zic, frumos. Deci asta este un magazin transformat din autobuz și are chiar și număr preferențial. Tradita al. Ce tare, număr cu roșu. Deci un magazin într-un autobuz. Uite o idee de afaceri în România. Nu-ți merge într-un loc, îl muți, mai ales pe litoral. Îți faci un magazin dintr-un autobuz din ăsta vechi și este mobil. Foarte tare.
vara la mare, iarna la munte. Așa. Încă nu au ieșit albanezii la terasă, de ce v-am zis, musulmanii încă nu mănâncă, trebuie să se întunece. Așa este în perioada de Ramadan. Nicolae zice un sejur minunat. Deci, vedeți, el a fost acum 3 săptămâni și zice că s-a simțit foarte, foarte bine. Marian, am trimis 10 euro prin Revolut pentru o bere îmbrățișeri de la Carmen Fusil de la Nisa. Mi-am adus aminte. Trebuia să vin odată la voi. Dar nu mai știu ce s-a întâmplat. N-am mai ajuns în vara aia. Gata. Mi-am adus aminte. Vedeți? Eu vă spun tot timpul. Nu mă chemați pe undeva că eu vin. Problema e că mai și ratez. La Carmen n-am ajuns. Dar n-am uitat. Cu prima ocazie când sunt prin Menton, Monte Carlo, Cannes, Nisa, Saint-Tropez, trec și pe la Carmen. Da, hai să ne uităm, să-i confirmăm că beau și o bere și în cinstea ei. Pam, pam. Da, corect, 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 avem confirmarea aia. Bea o bere și în cinstea lui Carmen. 10 euro să fie cu bucurie. Pe unde mai călătorești vara asta? În America, Canada și o să ajung și în Hawaii. Hawaii? Am făcut o greșeală, o să vă povestesc cu Hawaii-ul. Am găsit un bilet la 100 de dolari din Vancouver, Canada. Zic, mamă, 100 de dolari să ajung în Hawaii. Altfel te costă 1500-2000 de euro bilet. Și zic, băi, dacă sunt în Vancouver, în Canada, mă, să văd și eu Hawaii. Am dat 200 de dolari, m-am luat bilet dus întors. Zic, hai să stau eu așa vreo 10 zile în Hawaii. Cât de nasol poate să fie? Bun, am luat biletul. Zic, ia să ne uităm după cazare. 300 de dolari pe noapte o cazare. O bălărie de cazare. Am făcut cea mai mare greșeală din viață. Deci acum trebuie să strâng bani toată vara să plătesc cazarea în Hawaii. Hawaii, habar n-am cum se pronunță, aflăm atunci. Da, deci nu plecați după fentă. Dacă vedeți un bilet ieftin către ceva, nu-l cumpărați, că după aia descoperiți nasoale. A, deci era cu schemă. Băi, eu am biletul de Hawaii. N-am dat mult. 200 de dolari. Cât înseamnă 200 de dolari? 900 de lei. 9 milioane lei vechi. Aia e. Dacă nu strâng bani de cazare, 10 zile în Hawaii, 3000 de euro. 3000 de dolari. Nu mai mă duc. Băi, dar ce spun pe bă, cazările. Bine, eu am zis măcar pe linia plajei. Nu? Să mă duc la Cucamă, că e în mijlocul insulei, că acolo pot te găsesc la 200. Cu cine mai mergi? În Hawaii merg singur, însă în Canada și în America merg cu Ludi, ruda mea, cu cumătru din Olanda. Acum am intrat, nu știu dacă ai fost cu telecabina pe munte. Da, 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 am fost cu telecabina, am plătit 14 euro, adică 1400 de leche, dus întors. Cu telecabină foarte lungă, printre cele mai lungi din lume. Bine, din propriu spus, telecabină, că e telegondolă, are o lungime de 4350 de metri, lungimea traseului, și ajunge până pe la 1500 de metri altitudine sau ceva de genul. Ia uitați vibe-ul din Tirana. E frumos? E frumos. Ia uite. Deci eu eram odată în stare să-l bat pe ăsta. Deci m-a enervat, m-a păcălit cu înghețata lui, deci nu mai puteam. Cred că v-am povestit ce am pățit. Deci tipul care vinde înghețată turcească, bine, nu ăsta, eram nu mai știu unde, cred că în Paris. Deci m-a păcălit vreo 10 minute. Ea înghețata nu mi-o dădea,
am dat să întind, am rămas cu cornetul în mână, mi-a tras înghețata din cornet. După vreo 5-10 minute eram, mă, înghețata cât am dat bani pentru ea. Și erau pe lângă mine 10-15 oameni care râdeau, aia uite și pe ăla. La păcălită, la prostită, adică pe mine. În fine. Corneluș a revenit la membru. Oh, mersi. Deci, vedeți, a de redevenit membru oficial. Uitați, două albaneze frumoase. Oh, așa, da. Parcă altfel ieși sâmbăta seara în oraș. Bun. Avem o mică piasetă, tot așa cu terase pe aici. Aici e un cinema. A apărut Kung Fu Panda 4? Vreau să-l văd. E, cum s-ar spune, filmul meu de animație preferat. Băi, ce frumos e aici. Ce frumos e aici. Deci, ce să zic, rugăminte, dați voi un share, o distribuire, dați un like, că vreau să vadă și prietenii voștri cum arată Albania. Nu este nimic periculos pe aici. Muzică bună nu este dată la maxim, cum e pe, mă știu, prin centrele noastre din orașe. Ya, a estas horas ya. Bun, am ajuns în dreptul postului castel din Tirana. Un castel foarte vechi. Era aici pe dreapta. În zilele noastre au rămas în picioare doar zidurile castelului, pentru că castelul a fost demolat piatră cu piatră de către otomani prin anul 1800 și ceva. De ce făceau otomanii genul ăsta de distrugere, adică demolau piatră cu piatră, tocmai ca să nu li se opună rezistență anul viitor sau peste alți câțiva ani. După ce cucereau, distrugeau aceste cetăți. Uite, muzică tradițională, aude undeva. Ia să vedem. A, Toptanii este mall-ul lor din centru, un mall destul de măricel, e pe vreo 7 niveluri. Bag-o pe aia nouă, cea mai nouă, hai! Asta e cea mai nouă. Îmi place de doamna Lila. Chiar se simte bine. Prea voi. Ia uite. O dedicație. Omar, turcan, nu știu ce zice. Omar. Cei doi sunt turci. Și cred că îi roagă să cânte ceva turcești.
Le și zis să se așeze, să... Așa, vă spuneam că castelul nu mai există, în schimb s-au păstrat zidurile, iar în interior s-au amenajat magazine și restaurante mai pictoase. Hai să intrăm. Toți turiști, uite. Ăsta e vibe-ul. Sunt spanioli. I-am auzit vorbind spaniol. Ia uite. Calaja sau Calaia e Tiranes, castelul din Tirana, Calaia sau Calaja, se traduce prin castel al familiei Toptani. Familia Toptani e o familie foarte bogată, bogată care venea tocmai din Cruie. Așa, deci acest castel, aceste fortificații, de fapt aveau 160 de metri pe 200, deci aproape pătrată fortificația din perioada 4, secolul 6, cam așa. Au fost atunci construite primele fortificații. Uite, Toptanii familie din Cruia, exact ce vă spuneam. E o familie foarte... A fost, de fapt, o familie bogată. Și... Imperiul Otoman... Uite aici, a fost demolat în 1832 de armata otomană, de Mehmet Pasha. Se aglomerează, nu? Hai că e de bine, e un vibe. Așa. Tineresc. Uite, o asiatică mică. Dansa și ea. Și castelul nu mai există, vă spuneam, în schimb în curtea castelului s-au amenajat aceste terase, restaurante, magazine. Da, deci e un fel de mall în aer liber în ziua de astăzi, curtea castelului.
engendră rom, mai. E destul de mare complexul ăsta. Așa că nu o să stau prea mult pe aici. Prefer să vă mai arăt și altceva. Oh, e destul de lung traseul ăsta prin castel. Au fugit o pisică. Am văzut-o nici una pe jos acolo. Da, ce să zic? Arată bine. Deci dacă vedeți imaginele astea, fără să vă spun eu locația, mai mult ca sigur voi ați spune Franța, Italia, Spania. Ați crede că este Albania? Manole Mariana, bună seara, bună seara. Da. Hai, ne întoarcem, am văzut destul de mult în locul ăsta. Uitați-vă și voi cât de modern este locul ăsta. Uite, ospătarii ies afară să vă ajute, vă recomand de una alta. Curățenie. Iar albanezi, uitați-vă la ei. Deci până și doamnele în vârstă sunt așa moderne. Eu n-am văzut mămăițe gen cu batic în cap. N-am văzut genul acela de domn și doamne trecute de a doua tinerețe. Bă, din aia ursuzi, ați văzut? Plimbați-vă un pic prin orașele din România. Voi sunt... Bine, nu chiar mare parte din bătrâni. O bună parte din bătrâni. Băi, sunt așa ursuri, sunt supărați, sunt triști, sunt... Dacă ai intrat în vorbă cu unul dintre românii ăștia jarmănci. Da, uite, albanezul. Chiar și cel mai în vârstă. E așa. Vesel. Bine dispus, bine îmbrăcat, aranjat. Uite, o familie mai în vârstă. Deci, cred că domnul avea vreo 60 de ani. Cum se face că Albania a fost o țară comunistă, la fel ca și România, tot în 91 a picat. Uite, doamne în vârstă, ce elegante sunt. Nu au genul acela de mămăițe și de bărbați bătrâni ursus și încă cu mentalitatea aia comunistă în vene. Ia-o, cea mai nouă. Influența vestică, gena și clima, tot ce e posibil. Oricum, orașul Tirana are influență italiană, mai mult ca sigur. Observ similitudini între clădirile albaneze și cele italiene. Mă bucur că văd prin intermediul obiectivului tău Tirana. Ah, ai fost pe aici, Valentine? Dacă vi se par ritmurile cunoscute, e bine, muzica balcanică. Manelele noastre sunt de inspirație balcanică. Camelia, uite, zice, o surpriză plăcută Albania, da. Hai să mergem și pe partea din spate, cum s-ar spune, pe latura aceea, că este ieșirea din centrul ăsta pietonal. Să vedeți cam cum arată și orașul propriu-zis. Indria Veretus, nu?
Deci la blocul la galben este ieșirea din zona centrală. Aici este mall-ul Poftanii. Am intrat un pic în el, mi-a plăcut. Ce bronzat ești, Marian? Da, m-am bronzat. Recunosc. A venit o domnișoară lângă mine și mi-a dat balonul ăsta. Ce înseamnă? Deci m-a bătut acum pe umăr, că de asta am tăcut, și mi-a dat balonul ăsta în formă de inimioară. Ce tare! Mâine, mâine! Ce fac eu cu balonul ăsta? Băi, ce tare! Deci mergeam, vorbeam cu voi, bla bla bla, și că mă întorc. What? Da. Bun, ce ziceam? Nu mai știu, am uitat. Mergem mai departe. Aici cred că era turnul de apărare. Acum se vede forma, era turnul cetății, turnul castelului. În stânga se ajunge la capătul liniilor de autobuz. În dreapta este o moschee superbă. Ia auziți, măi, ce știe Valentin? Băi, Valentine, cunoști bine pe aici. Cât ai stat tu aici? Hai să vedem dacă are dreptate. Deci, eu vă spuneam că aici se termină zona centrului. E, vreau să vă arăt așa cam cum arată și orașul propriu zis. Duceți-vă și la bloc. Care bloc? Au chemarea la rugăciune. Deci... piste de bicicletă. Ce mi-aș dori să văd și eu prin București așa ceva. Bine, sunt câteva, dar duc către nicăieri. Încep de nicăieri și se termină nicăieri. Hai să vedem dacă Nicolae are dreptate. E moschee superbă sau nu. Undeva mai în față și pe dreapta. Ziceam că e țară mediteraneană, Albania normal că aduce cu Italia. Păi ce aveți? Dacă aduce cu Italia, ăsta este un motiv că e lângă Italia? Nu, este o fostă țară comunistă care se dezvoltă destul de frumos în ultimii ani. România a devenit, cred că, coada Europei. Până și Bulgaria se dezvoltă din punct de vedere al turiștilor. Nu mai zice pe litoralul lor. Dacă mă duc la schi, de exemplu, tot așa, Bansko, Borovo, Boroveț, stațiuni de top din Bulgaria, stațiuni montane, e plin de străini. Mă duc pe Valea Prahovei, la Sinaia, Bușteni-Predeal, plin de borțoși, în training și în pantofi de lac, care urcă în pantofi pe munte. Care e diferența? De ce? De ce noi nu ne dezvoltăm din punct de vedere al turiștilor? Să vină străinezul și la noi. Aici e plin de străinezi. Noi, ca români, de ce nu putem aduce străinezul? Eu mă duc frumos la munte, iarna, văd pantofari. Am făcut live-ul ăla acum vreo 2 luni de la Bușteni. Era o duduie în cizme de pile cu toc. Pe zăpadă. Cizme de pile cu toc. Păi da. Ai trecut pe lângă autocarul turistic? Da, am trecut. Ia să vedem. E o moschee aici. Uite mă că a avut dreptate, Valentin. It's a big moschee.
diferența este educația. Nu știu care e diferența. Diferența e că am rămas cei mai proști din Europa. Păi, Big Moschee. Ia să vedem, hai că mai mergem un pic. Recunosc, pe aici nu prea m-am plimbat. Deci uitați-vă și voi ce impecabil e trotuarul ăsta. Pistă de biciclete, frumos, spațiu verde. O stradă care are sensurile despărțite, sensurile de mers cu mașina, de copăcei. Deci, repet, am plecat din centru, da? De mare moschea. Ce zic, frumos, 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 frumos. Tirana este situată într-o zonă relativ muntoasă. Vedeți, munți destul de înalți de jur împrejurul capitalei. Da. Ce să zic, frumos? Cum ar spune italianul, mi piace. Hai să traversăm. Transportul în comun e ok. Este bine pus la punct în Tirana, în timp, în alte orașe, lasă de dorit. Este o diferență foarte mare între Tirana și alte orașe. O spun pentru că am văzut câteva orașe și din punct de vedere al transportului în comun. Iar trenuri, nu au trenuri. Nu au trenuri. Am străbătut, cum s-ar spune, țara aproape de la un cap la altul. Cred că am văzut o linie sau două de tren. Și nu știu dacă era în construcție sau abandonat. Ce să zic? Frumos. O țară stâncoasă? Da. Bun, fac prima la stânga, am ieșit un pic din zona centrului ca să vedeți cum arată și restul orașului. Poate spuneți, bă, era curat, era ok, doar acolo, pe centru. Uite, blocuri de locuit, da? Mie nu mi-a plăcut că nu au o aplicație dezvoltată în ceea ce privește transportul local. Da, eu recunosc că eu am mers cu autobuzul. Eu am avut mașină de închiriat până acum două zile. Am lăsat mașina de închiriat la aeroport. Am predat-o pentru că în Tirana nu ai ce face cu mașina. Pentru că e un oraș compact așa, ce ai de vizitat este în zona centrului și nu are rost să ai mașină pentru că e totuși un oraș aglomerat și parcările nu prea sunt. Da? Cam ca la noi. Însă transportul în comun... Uite, autobuzele trec foarte des. N-au un sistem de ăsta automatizat de cumpărat bilete. E un nene care trece prin autobuz și îți vinde bilete.
te-a văzut că ai urcat, vine la tine, dă-mă 40 de lei, adică 0,4 euro. Deci cum era pe la noi, pe vremuri. Știți că în urmă cu vreo 30-40 de ani, în autobuzele noastre, era o duduie care vindea bilete. Asta m-a amuzat. A, uite, un pod vechi. Da, ce tare. Dacă nu mă credeți că e pod, vă arăt acum. Un pod vechi era rămas. Erau ultimii din Europa din punct de vedere economic. Băi, din ce văd eu acum, cel puțin Tirana și toată zona costieră a Albaniei e peste România, face piș pe turismul nostru, pe dezvoltarea noastră. Îmi cer scuze că zic asta. Restul țării, da, mai au de modernizat, mai au de lucrat. N-au transport în comun, bine pus la punct, nu au trenuri, aici e de lucrat. Dar și dacă rezolvă problema asta, să vedeți atunci dezvoltare. E prea mișto, știu. Taxatorul vine la fiecare călător. Da, 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 păi m-am urcat în autobuz și a venit după mine. Dă-mă bani. Mi-a dat o monedă de 50, mi-a dat 10 leche înapoi rest și mi-a dat un bilet. Este așa. Stai că poate am eu biletul rămas. Stai că vă arăt biletul de... Ah, uite, am bilet. Am dovada. Adică nu vorbesc tâmpenii, da? A venit nenea și mi-a dat biletul ăsta. Bilete urbane 40 de lei. Avea un teanc așa de bilete. Pac, a rupt unul și mi l-a dat. Deci n-am mai avut bilete de astea de hârtie. Da. Puncte în minus ale Albaniei. Hai să vedem. Lipsa unor drumuri bune, bune. Fac autostrăzi, se dezvoltă, refac anumite drumuri. Am văzut asta pentru că am înstrăbătut țara destul de mult. În 11 zile, 10-11 zile, cam așa. Că astăzi mi se pare că e 10 zile, am și uitat. Și dacă își fac drumurile, își pun la punct drumurile, o să iau un avans destul de mare economic. Apoi, mulți câini pe stradă. Am văzut câini abandonați, câini fără stăpân, cam cum era și pe la noi, tot așa, în urmă cu vreo 10 ani. Transportul în comun, nu au trenuri. Pentru turist, contează că nu toți închiriază mașini. Păi, iau un autocar, iau un autobuz, iau un tren. Nu, n-au. Dar, în schimb, închiriatul de mașini, foarte ieftin. 26-27 de euro pe zi o mașină foarte bună, cu asigurare, cu tot. Și o altă chestie negativă. A, plata cu card, uite, mă scoate din sărite. Pentru că dacă schimb mai mulți bani, mie să nu rămân cu ei. Ce fac cu ei? Schimb așa câte 50-100 de euro, îi pap, iar mai schimb 50-100 de euro, iar îi pap și la un moment dat mai schimb 100 de euro și nu mai e pap. Și rămân cu 100 de euro, înseamnă 10.000 de monede locale. Mă enervează chestia. Vreau card, da, plătesc eu cu card. Primesc bani din țările arabe tocmai ca să rămân o țară musulmană în Europa, zice Daniela. Știi tu, sigur, Daniela, chestia asta? Că eu n-am văzut nicio influență arabă, de-aia zic.
N-am văzut o influență arabă. Nici măcar restaurante arabești să mănânc eu un hummus bun, un kebab, o shawarma. Roșu, Suzana, Tirana, eram curioasă să văd cum e. Poți să derulezi live-ul ăsta, Suzana, și vezi în mare. Am filmat cu o jumătate de oră, o oră în urmă. Hai să ne reîntoarcem în centru. Vedem ce mai putem face. Hai să mergem și pe la zona cu cafenele, cu clubulețe. Străzile luminate. Străzile marcate. Frumos semnalizate. Băi, o plăcere să te prim ca pieton. Chiar e o plăcere să te prim ca pieton. O să reiau drumul pe strada asta pietonală și ajungem în zona centrului. Apoi merg către zona de clubulețe, bărulețe, restaurante, pentru că e o întreagă zonă cu așa ceva. Mai sunt muzicanții? Au plecat, cred, sau au făcut pauză. Mie îmi place că nu este gălăgie aia. Fiecare terasă câte o melodie dată la maxim, mai faci 30 de metri, o altă melodie dată la maxim. E liniște. Poți să savărești o cafea, uite, vorbind încet. Nu trebuie să țipi. Hai să vă zic din prețuri. Deci, ca să aflați prețul real, 100 de leche, moneda lor, înseamnă 1 euro. Deci avem așa, hai să luăm de sus. Un pește cu garnitură, cu tot felul de chestii, 12 euro. Pare destul de mare peștele. 12 euro înseamnă 60 de lei. Uite, peștișori mai mici, 6,30 euro de lei, adică o pizza 25 de lei, paste cu fructe de mare și tot felul de alte preparate, pleacă de la 25 de lei până pe la vreo 45 de lei preparatul ăsta, care nu știu ce înseamnă, ce e aici.
Bun, ce mai văd pe aici? Uite, un platou cu cărnuri. Uitați cam câte cărnuri sunt acolo. Zic așa cărnuri, că e și carne, și cărnat, și salată, și muștar, și tot felul de nebuneli. 60 de lei. 1200 de lei înseamnă 12 euro, 60 de lei. Sau pentru două persoane. Uite, un platou și mai mare. 28 de euro înseamnă cât? 140 de lei. Da, mănânci din el. Ei mănâncă porc, da. O, ia uitați ce domnișoară frumoasă. Da. O albaneză drăguță. Mănâncă porc, beau alcool, deci sunt musulmani mai liberi. Hai că am început să iasă, s-a terminat Ramadanul pe ziua de astăzi și încep să iasă musulmanii să mănânce, pentru că în timpul zilei nu mănâncă. A, da, uite, văd că faceți comparație cu numărul de kilometri de autostradă, cu numărul de nu știu ce. Gândiți-vă că Albania cred că e pe sfert cu România. Și orice comparație ar trebui făcută pe sfert. Litoralul albanez, vă spun sincer că l-am luat de la un capăt la altul. Am plecat din Durres și am ajuns până în Samil, până la granița cu Grecia. Păcălește copilul. Și-a mai dat șervețel. Așa, vă spuneam că litoralul albanez e bine, bine pus la punct. Cu dușuri, vestiare, toalete și prețul mult mai mici. Nu cred că mănâncă porc. Acum nu l-am întrebat pe ăla care mănâncă porc, băi, ești musulman sau nu ești? E albanez acum, nu știu ce. La fel și românul, da? Câți români cunoașteți voi care nu mănâncă porc? Nu că e religie sau ceva, nu. Ori că e milă de animale, că mai am cunoștințe. Mai ales câteva doamne, domnișoare, da? Vai, dar nu mănânc eu. Că a respirat odată, a fost viu. Păi și ce mănânci? A, mănânc carne de pui. Adică porcul a respirat, a fost viu, da, și ți-e milă să-l mănânci, dar mănânci pui? A, da, dacă o iei așa, păi logic o iei așa. Nu mânca vacă, că văzuse ea o vițică mică și cu ochii amari și clipea așa, vițica și mânca, nu știu ce, fân pe acolo. Și nu mănâncă carne de vit. Dar zic că da, puiul ăla nu, piu, 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 mânca și el două, trei râme, niște porumb. A, și de atunci nu mai mănâncă nici pui. Da. Puiul e mai puțin abuzat, cam asta e motivul, poate. Abuzat, e tăiat. Adică puiul ăla, da? Ce face puiul ăla? Mănâncă, pigulește, așa. După aia nu e luat de ceapă. Ăla nu e abuzat? Acum vreo 14 ani am trecut prin Tirana. Ca speria de bombe, se construia foarte mult, dar deja orașul arată bine. Cred că voi reveni să-l vizitez pe îndelete. Cred că merită vizitări pentru live, zice Nicolae Spas.
Dar puiul ăla nu e abuzat? Nu e și el sacrificat? Jumulit? Tranșat? Echipamentul nou cu care filmai el mai e, Marian? Da, da, da. Îl am, dar când plec pe afară costă mult internetul în roaming și cartelele astea de net. Așa în România filmesc cu el, nu-i problemă. Deci nu mă uitați și pe mine cu like-urile alea, cu cât mai multe like-uri acest clip ajunge la mai multă lume, iar eu pentru asta chiar vă mulțumesc că oferiți ocazia și altora să vadă Tirana. Bun. Aici este un alt parculeț. Este destul de măricel. Problema e că n-am ce să vă arăt drăguții în el pentru că e seară. Hai să vedem pe unde ajungem noi, pe la zona cu bărulețe și cafenele. A, exact ce vă spuneam. Orașul este împodobit. Uite, s-au aprins beculețele. Scrie Jezuar Ramazani. Habana ce înseamnă, poate Ramadan fericit. Mai devreme am fost pe acolo. Iezuare, noroc. De ce corna, cornelis? Ok, deci Ramadan norocos. Ia, hai să o luăm prin parc. Tăiem prin parc. Hai să tăiem prin parc. Salutare, Marian. Cât te-a costat închirierea mașinii pe zi? 27 de euro cu asigurare full, fără griji. Dai 27 de euro și stai liniștit. Eu de obicei nu fac asigurare, pentru că consider că atrage ghinion. Am vizitat 97 de țări și în peste 70, zic eu, am închiriat mașini, pentru că eu mă deplasez cu închiriat, cu mașina de închiriat, nu stau să pierd vremea. Pentru că dacă ajung pe undeva, stați să vedeți care e logica mea. Dacă ajung pe undeva, prefer să am tot timpul ăla la dispoziție să vizitez, să văd, să mă plimb, da? Păi dacă eu stau să văd transportul în comun, cum circulă, de unde se cumpără bilete, stau în stație să aștept, să deja o parte din timpul alocat experienței în orașul ăla se duce. Apoi, de la aeroport, stau să iau shuttle busul, să mă duc nu știu pe unde, de acolo iau taxiul către hotel, de acolo nu știu ce. Adică pierd mult timp și prefer, dau un pic mai mulți bani, recunosc. Pentru că eu nu călătoresc chiar low cost, cum sunt alți vlogeri. Călătoresc undeva la mediu, da? Și prefer să am comoditatea asta. Însă, eu nu mi-au asigurare extra. Adică, în afară de RCA-ul mașinii sau ce naiba mai au ei pe aici, nu mi-au asigurare full. De ce? Consider că atrage ghinion. Și în 18 ani de când închiriez mașini, n-am avut incidente. 18 ani de închiriat mașini. În 70 de țări. Deci minim am închiriat 70 de mașini. Da? 70 de mașini. Păi dacă plăteam asigurare, cred că cumpăram 2-3 mașini cu banii ăștia în 18 ani. Da, și când o să am un ghinion? Aia. În schimb aici, mi-am făcut asigurare și vă spun și de ce. Șoferii albanezi ori sunt proști, ori sunt un pic mai nesimțiți. Am venit acum 10 ani prima dată în Albania cu mașina mea personală. Deci ce am pățit, s-au băgat în fața mea, mi-au tăiat calea, nu acordat prioritate, pietonii treceau haotic, erau turme de oi, turme de vaci pe stradă.
Și zic, băi, dacă am închiriat mașina, hai să-mi fac asigurare. Și mi-am făcut. Dar nu mai râdesc că, uite, în 18 ani de închiriat mașini, îmi cumpăram eu 2-3 mașini ale mele cu banii dați pe asigurare. N-am avut incidente. Au fost chestii mici. Uite, un geam ciobit, da? O pană, dar pana aia n-a fost neapărat vina mea, că nu am văzut eu cuiul ăla pe stradă sau cineva. Și cam atât, n-am avut. Și ca să vedeți, am avut un incident cu parbrizul, dar am fost acoperit. Eram unde eram? Eram, cred că, în Cipru. Da, eram în Cipru și închiriez mașina și zice tipa de acolo: dar nu vreți asigurare? Zic, nu. Și era trist așa, complet acolo, și zic că aveți un target anume, trebuie să faceți niște asigurări. Da, ne obligă patronul să convingem. Cu seninătate mi-a zis tipa, da, trebuie să facem un anumit număr de asigurări. Asigurarea auto la mașină de închiriat costă mult, mult. Și zic, ok, hai că fac o asigurare. Care e cea mai mică? Pentru parbriz și cauciucuri. Pentru roți. Și s-a înseninat ziua. Bine, hai, dăm. Era vreo 4-5 euro pe zi. Bine. 6 zile, 4 euro, 24 de euro. Ok, hai că o fac. Fix în ziua aia mi s-a spart parbrizul. Deci doamna aia a fost, cum s-ar spune, cu noroc. Am ajutat-o să-și facă acolo targetul de asigurări, iar eu am fost salvat. Cristian, salutare, Marian, viață grea pentru albanezi. Până în anul 1990, albanezii nu aveau dreptul să dețină mașini proprietate, zice Corsarul, serios? Dar este haotic în Albania, am văzut în Tirana acum 14 ani. Băi, eu v-am mai povestit, cred, pe un live. Prima experiență în Albania a fost cu mașina mea personală. Aveam și eu o mașină nou-nouț, un Kia Sorento cumpărat, mare prostie, de la dealer, no notes. Și ce mă bate pe mine? Gândul, hai să o iau o tură prin Europa. Mașină, plătisem o avere pe ea, e SUV, Kia Sorento, și acum vreo 10 ani costa mult. Și când am ajuns aici, am văzut ce trafic e. Prima experiență, mergeam pe autostradă, veneam dinspre, nu mai știu, mergeam spre Tirana. Păi la un moment dat s-a terminat autostrada. Deci două benzi pe sens, autostrada, da, o mică curbă așa, și la un moment dat macadam, adică pământ pietrici. Deci s-a terminat asfaltul brusc, fără semnalizare, fără nimic. Deci am sărit cu mașina, am zis, bom, bom, zic, mam, ce aveți? Și dau să mă apropii de Tirana, la un sens giratoriu, că ăștia au o manie cu sensul giratorii. Nu mai sensul giratorii, băi. Bă, un polițist, bă, gras, deci gras, bă, gras. Deci avea o cămașă, țipa pe el, iar la burtă, așa, nasturii aia erau aproape divorțați, erau crăcănați așa, ei se vedea burta și părul de pe burtă ieșea prin gaura aia de la cămaș. Ați văzut că mai sunt unii bărbați care au burtă, dar poartă cămaș, așa, mulat. Bă, avea o șepcălie, un pic dat așa într-o parte. Bască de aia de polițist, dat într-o parte, gras, și cu o baghețică. Toți polițiștii nu au bastoane, au ca un fel de lopățică, deci e un băț și aici e o mare paletă așa, ca aia de tenis de masă, pe parte e verde, pe parte e roșie. Și făcea așa, la care la mine, tu încolo. Zic, nu, eu încolo, în partea alaltă. La care se uită la mine, nu, tu încolo. Zic, nu, că eu vreau la Tirana, era aglomerat pe bucatea de. Se uită așa iarăși la mine, bine, hai, tu iau încolo. Adică, da, așa, dirigea, tu iau încolo, tu iau încolo, așa, aleatoriu. Dar și eu i-am pus semnul din mașină, eu nu acolo, eu în partea aia. Și el cred că a rămas surprins, zic, ia uite mă, ăsta nu vrea să-mi asculte ordinele. Și m-a lăsat să trec. O altă experiență inedită în Tirana, prima dată când am ajuns, deci pe segmentul ăla de autostradă, bă, mi-a venit cu unul pe contrasens. Adică eu mergeam, recunosc, mergeam pe banda a doua, că aveam ceva viteză. Că mașina nouă, mă dau și eu un pic rotund, că o călcasem așa un pic, aveam viteza legală, să zicem așa. Că vreau să văd și eu cum merge mașina.
Bă, și pe prima bandă, din sens opus, adică din pe sensul meu, venea o Mercedes de la vechi, bă, de casă, nu știu cum se numesc Mercedes-urile alea vechi. Mă, cu viteză. Deci eu zic, mamă, păi dacă eram pe prima bandă, impact frontal. Zic, ia uite, mă, din prostie am stat pe banda a doua. N-avea nicio treabă, albanezul ăla, se pe contrasens. Așa, a patra experiență. Bă, am stat în spatele unei turbi de way. Și aia, 30-40 de minute. Și mi s-a întâmplat și acum. O să vedeți într-un clip următor. Aceeași chestie mi s-a întâmplat și acum. Cred că acum vreo 30. Ce s-a întâmplat de fapt? Mergeam spre Cruie, cred. Bă, și un drum. Hai să zic, o bandă pe sens, o bandă pe celălalt sens. Era în totalitate șoseaua blocată de o turmă de oi. Bă, și mergeau oile alea ce parapet pe parte, parapet pe dreapta, n-avea nu să se ducă nici în stânga, nici în dreapta oile. Bă, și am mers, am stat 10 minute, am stat un sfert de oră. La un moment dat claxonat, vine unul dintre ciobani. Îmi face semn că n-are ce să facă. Multe oi. Sute de oi. Și băi, și am stat vreo 35 minute. Deci stăteam în spatele oile, vedeam numai funduri de oi cum mergeau legânate. Deja eram... Divar oile să vă fie. Chestii de-astea amuzante. Hai să mergem mai departe. Frumos, parcul central. Se lasă seara, ies oamenii pe la terase, restaurante, sunt deja full. Uite, Andrei și-a pierdut telefonul în Uber, ajută-mă. Gata, te ajut, Andrei. Dacă vă pierdeți telefonul, vă rezolv eu. Toată lumea își pierde telefonul în Uber în ziua de azi? Nasol. Faci vlog de pe litoralul românesc? Da. La vară sunt pe litoralul românesc. Eu cred că anul ăsta se va schimba în bine litoralul românesc. Va fi o combinație între coasta de Azur și coasta Amalfitana, Italiei. Va fi, ce zic, o nebunie de litoral, pe litoralul românesc. Voi nu credeți la fel? Hai ce verde! Câte grade sunt în Tirana acum? Vreo 20. Uite, au și ei o dâmboviță a lor. Da, mai micuț. E râul care taie orașul în două.
Păi ce să zic, frumos. Gândiți-vă că am plecat din zona centrului și o luăm pe partea opusă, cum ar veni, spre zonele astea mai mărginașe. Emil Marcu zice 150 de euro în Tirana în ianuarie. Transport cu avionul, mâncare și cazare recomand. Ia auzi ce zice. Da, dar n-a fost frig în ianuarie? Patru zile cu 150 de euro, transport, cazare, mâncare. Eu zic că merit, nu? Duceți-vă spre bloc. Ce este bloc? Duceți-vă spre bloc. Eu n-am auzit de bloc. Ca să-mi spui ceva despre care n-am auzit, trebuie să-mi detaliezi. Ce este blocul ăsta? Am prins 15 grade în ianuarie. O, nu e rău. O ceasuri elvețiene, da. Am văzut ISO. Dar chiar pe când un live din Italia, mâine sau poimine, ajung în Roma. Așa că Roma, Roma, Roma. Dar nici eu știu. Magazine, terase, restaurante. Deci gândiți-vă că am plecat din centru. Cam așa este. Și pe străzile mai îndepărtate. Eu, Karl Lagerfeld. Da, mă uit pe hartă să văd pe unde sunt. Uite, spuneai de bloc. Asta te referi, nu? BLLOKU. Este zona veche, cu terase, cu tot felul de nebune. Te merg mai în față și îți fac așa. Încă este devreme, este de-abia 6 ora locală. Mai târziu începe agitația pe aici, pentru că sunt multe, multe terase. Seara e o forfută pe aici. Ia uite și pe Tibi. Ce zici, băi, Tibi, băi, l-am mai văzut pe Tibi. Blocul era cartierul demnitarilor în comunism. Ai fost în Pakistan? Încă nu. Cum ești? Bine, sănătos. Vizitez Albania. Nu am văzut nicio femeie musulmană acoperită la față, așa cum știu eu. Mai sunt câteva doamne care poartă batic, dar atât, își acoperă părul. N-am văzut nicio doamnă cu fața acoperită, pentru că sunt musulmani, dar sunt musulmani libertini, mai puțin radicali.
Ia uite, Gabriela zice, dau un like strict pentru Marian, pentru că mâine este Paștele și pleacă la Roma, fiind Paștele Catolicilor. Altceva? Ok. Ce welcome, interesant. Cristian, mă interesează puțin spre deloc. Deci, dacă o să ajung pe acolo, o să-mi iau și eu viza. Momentan, nu. Deci ăsta este cartierul Blocu, spunea Valentin, cartierul oamenilor bogați care o duceau bine în comunism. Yes. No, YouTube. Live on YouTube. Marian Borcea is my name. Marian Borcea. I spell it. Marian. One second. Okay. And on TikTok is the same. Da, haideți că am mai făcut încă un abonat. Un nou abonat albanez, da. Corect. Salutare, salutare, Mariane. Ceva Mercedes-uri negre ai văzut? Da, multe, multe Mercedes-uri. Uite, și de-astea mai vechiuțe. A, nu, stai, nu e asta. Văzusem undeva mai în spate, din alea vechi. Pe la noi nu prea mai sunt de mult. Deci cartierul Blocu. Dar încă n-au ieșit oamenii la distracție. Toate bărulețele astea aici vor fi pline peste vreo două ore. Poate e prea devreme. Da, e devreme. Bine, e aproape 7 seara. Pe la vreo 9. Hai să luăm pe aici. Duceți-vă și la Buncart. Știu, la 1 sau la 2, că sunt două buncăre. Buncărul 1 e lângă telecabină, lângă telegondolă, iar buncărul 2 e în centru. Uite, hai că se pregătesc aceste terase. Vi se pare că este pustiu pe aici? Credeți-mă, seara am trecut pe aici pe la ora 11. Am stat cu mașina. Era să zic cu mașina. Am stat așa să trec printre oameni. Deci, numai bărulețe și terase. Vedeți, sunt goale. Pentru că de-abia acum musulmanii au terminat Ramadanul și mănâncă și după aia ies la distracție. E prea devreme, vedea aia zic, e prea devreme, chiar dacă s-a înserat, băi, nu-i nimeni aici. Și aseară, pe la 11, băi, plin de turiști străini, de localnici. Aici e viața bună, cum s-ar spune, din Tirana, cartierul Bloc. Uite străini. Ah, se duc să se cazeze, cred. Salt. Frumos locul ăsta, cu terasa asta cu lumințe.
E foarte ciudată limba albaneză, dar am crezut că vorbește o combinație între slavă, rusă, ceva. Dar scrierea nu e la fel ca slava, limba slavă. Iar aici era nebunie de niște gagicuțe, la Magic Club, seara, deci era coadă să se intre pe acolo. Și acum nu-i nimeni. Deci locale ce sunt nocturni, da, nocturni. Dar încă aici, în cartierul ăsta. Uite, aici se mănâncă. La Mugo se numește locul, Mugo. Văd că e plin înăuntru. Dar din păcate mă enervează gardul ăsta viu din boschet. Toate restaurantele, toate terasele au gardul ăsta viu pentru privacy așa. Se aude ceva muzică albaneză. Ia, hai să mai mergem un pic. Chiar dacă încă n-au ieșit albanezii și străinii la plimbare. Aici miroase a shisha, adică narghile. Da, fumează narghile. O familie cu 2 sau 3 copii, iar tatăl e cotobă mare. În Albania nu există McDonald's, nu există Uber, nu există Bolt, nu există aplicații de-astea de taxi, de ride sharing. În schimb e KFC, Burger King, spun așa pentru pasionații de fast food. Eu recunosc că am mâncat KFC acum vreo 2 sau 3 seri. Bunicel, bunicel, se aseamănă cu KFC-ul din România. Pentru că KFC-ul își adaptează meniul în funcție de țara unde este prezent. Cam până aici o să merg și mă întorc. Bulevardul continuă mult încolo. Hai că ne apropiem de finalul live-ului. Cine a rămas așa mai mult timp pe live-ul ăsta? Ce părere aveți? Este Tirana peste București? Eu zic că da. Și v-am și arătat de ce. Din prisma a ce am văzut live-ul ăsta, gândiți-vă, am văzut mai multe și asta e părerea mea. Bucureștiul a rămas așa mai de coada Europei, până și Tirana e peste București.
Da, se vede influența mediteraneană. Italia, Franța, Germania. Poate și asiatici se tot plimbă, am văzut grupuri de la 2 la 10-12 persoane asiatice. Sunt mulți veniți aici, ca turiști. Tirana, ce surpriză, da, uite zice Zephyr. Au KFC, da, au KFC. Mariana, ai băut bere de-a lor? Îți place? Berea lor e Gorca, Gorța, Gorșa, habar nu cum se pronunță, capa, Gorța, da, nu pot să pronunț. Și nu e nici bună, nu e nici de rea, nici așa, nici așa, e băubilă, nu te doare capul, e, da, e de stat așa, o seară la băută, la o masă copioasă și nu e scumpă deloc. Am dat la restaurant 1,50€ pe bere. Restaurant pe malul mării, 1,50€ o bere. Asta înseamnă un 7,50€. Ce am, ca preț. Tirana e ca vecina care era mică și nu o băgai în seamă. Te întorci după ani și vezi ce frumos și bun a crescut. Da, băi, deci crede-mă, eu stau într-un cartier de case. Sau cu case, cartier cu case și am cunosc în mare parte vecinii. Ce erau niște puștoaice, ce puștoaice, aveau 8-10 ani. Acum la 18-20 de ani. Și zic, ia uite, au crescut astea mici, au crescut nepoțelele prietenilor mei. Am ajuns lângă nenea cu toba. O să-mi bată în cap. Hai să trecem pe partea alaltă, că îmi bubuie toba asta în cap. Am trecut. Aută pistă de bicicletă. O nebunie. Ce face? Cheamă ploaia? Aha, pardon, ce face? Însă se plimbă de ceva timp cu toba aia. Bună seara, Paula. Bun. Hai să o iau spre piramidă. E o piramidă interesantă, un pic mai în față. Însă am ceva de mers până acolo. Ca
cam asta este ultima noapte aici în Albania. Mâine am zbor în Italia. Mi-a plăcut Albania? Da, foarte mult. Este una dintre cele mai ieftine țări în care am fost. Nu am reușit să cheltui mai mult de vreo 75-80 de euro pe zi, cu tot cu mâncare, transport, cazare. Am găsit cazări între 28 de euro și 40 de euro. E mâncare 15-20 de euro, așa. Cum s-ar spune, 2-3 mese pe zi. Da. Aici faci în Albania. Cel puțin vreo săptămână fără probleme. Au și piramide. Nu, e o piramidă, hai că vă arăt. După aia, credeți că vorbesc prostii. Uite acolo, uite. E în dreapta un pic. E o piramidă din scări de beton, ceva de gen. Și în interior e un magazin. Ok, m-am oprit un pic, că am poftă de înghețată. Ce tare. E... rar poftez la ceva. Era o doamnă care mânca o înghețată și mi-a făcut poftă. Ok, o să merg până la piramida asta. Ce-o fi clădirea asta. Și cam atât. În Italia, ce orașe ne arăți? Doar Roma, că nu stau mult, stau vreo 3 nopți. Apoi plec în Portugalia. Opa. Venea unul cu bicicletă. M-am ferit de... Urscările? Ia zi, Valentine, ce e aici? Că tu ai fost, nu? Acum două săptămâni sau trei. Eu am mai fost aseară, dar n-am urcat scările. Am văzut că e un fel de magazin ceva în interior și n-am urcat. Ce e acolo, Valentine? Ia zi, merită să urc sau nu? Se vede de sus orașul. Bine, hai să urcăm. Oprim live-ul acolo sus. Hai, facem chestia asta. Nu mă uitați și pe mine cu like-urile dacă ți-a plăcut acest live, dacă ți-a plăcut ce ți-am arătat sau cine știe, vrei să mă susții? Troznește butonul ăla de like, pentru că doar așa YouTube o să recomandă și altora clipul. Iar dacă nu ești abonat, abonează-te, pentru că vei fi pe plus, live-ul e gratuit și vei primi notificare când mai fac live-uri din alte părți. Deci apasă butonul ăla din partea de jos. Ce ai făcut, Bobiță? Cum se zice pe la mine prin cartier? Sunt 300 de trepte. Bine, hai, urcăm. Asta am trebuit mie acum, să urc pe clădirea asta. Dar parcă am abrupt de treptele. Pe unde e mai scurt iasă? Nu știu dacă mai urcăm. M-am răzgândit. M-am răzgândit. Păi dacă mai urc sus, pot să mai beau berea în cinstea lui Camelia Popa. Alo Fifi. Cine mai e? Giulia. Cine mai fost?
Am uitat. Nici eu nu am vrut să urc, dar am ajuns primul în vârf. Ce? Câte trepte sunt? Că pare în altă clădire asta. Deci eu mă uit, oamenii pornesc așa, urcă și pe la jumătate și văd aproape în vârf, în patru labe. Doamna Fifi, da, am zis, au mai fost, dar la vârsta mea, uite. Era o domnișoară care se uita în telefonul meu. Hai, mă, să urcăm, hai. Hai, da. Una, hai să le numărăm. Da, așa. Sunt curios câte sunt. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, douăzeci și cinci. Am obosit, deci. Deci dacă nu se vede frumos orașul de sus, o să stau supărat azi. Uite, doamna, mai se răzgândește și ea. A? 35 de trepte până acum. Salutare, Sorana. 35 de trepte până acum. Hai, urcăm. Hai. Șapte și cinci de trepte. Da, hai că începe să se vadă orașul. Urcăm. Cred că sunt la jumătate. Cam da, hai. E topogan pe partea altă, nu? Nu e topogan. Nouăzeci și unu, nouăzeci și doi, nouăzeci și trei, nouăzeci și patru, nouăzeci și cinci, nouăzeci și șase. O sută nouăsprezece, o sută douăzeci, o sută douăzeci și unu, o sută douăzeci și doi, o sută douăzeci și trei, o sută douăzeci și patru de trepte. Ce ai făcut, Bobiț? Opa! E o idee bună? Eu nu știu dacă e o idee bună. Copii, stați pe tot, copii. Eu n-aș urca acolo, sunt nicio formă, sunt cu minte. Ok, 124 de trepte. Stați puțin să-mi trag și eu sufletul. Ok. Așa. Am două mesaje colorate. De la cine? De la cine? Valentin. Ia o bere și de la mine, Marian, să fie curajul de a... pentru curajul de a urca aceste trepte. Mulțumesc frumos.
Și au deci pămâguri de fluier pentru bunicul Labior. Care bunicul Labior? N-am văzut niciun bunic la Vior. Cred că se uită în reloare. Băi, e frumos, n-am ce zice. Hai să ne uităm așa un pic de jur împrejur. Okay. Apoi mă duc să mănânc. Mă duc să mănânc. Da, se vede orașul de sus, merită, nu știu, voi spuneți dacă merită. Mi-mi place clădirea aia, deci că e o navă spațială de extraterestră aterizată așa. Să folosim termenul de dragilor ca să enervăm haterii. Am auzit că unii hateri au problemă cu această exprimare. Așa că, dragilor, vă mulțumesc că v-ați uitat la acest live. Ce să zic? Fiți iubiți! Ne vedem de mâine încolo. Facem live-uri din Roma. Merită să vii în Albania? Merită. Merită să vizitezi Tirana? Merită. Este mult mai ieftină ca România. Deci, fiți iubiți, nu fiți infractori și bucurați-vă de lucrurile frumoase din viața voastră. George zice, vin la var. Perfect. Mai stăm fix 30 de secunde. 30 de secunde. Cât să ne salutăm? Ia să vedem. Cine a rămas până la final? Asta 30 de secunde. Hai să vă văd. O seară frumoasă și, ce să zic, poftă bună mie. Mă duc la masă. Ai mai fost în Roma de când faci live-uri pe YouTube? Am mai fost, dar n-am filmat. Adică n-am făcut live-uri din Roma. Zefir, uite, Cătălin. Care e și membru? Uite, Cătălin e membru. Uite, pe doamna Fifi. Să rămână doamna Fifi, sănătate, mulțumim pe dată și mă duc să beau berea. N-am uitat. Ce în cinstea lui Valentin, al lui Giulia, Camelia Popa. Uite. Chiar și-a luat muguri de fluier, chiar dacă a dat el pentru altcineva. Bea, mă, un par și în cinste. Ce mănânci mai acolo, Marian? Haideți că vă zic ce mănânc, fiți atenți. Undeva, la parterul acelui bloc turn, este cel mai bun sushi din oraș. Costă 20 de euro, adică 2000 de leche. 2000 de leche, da, și mănânci cât dorești sushi, dar e un pic mai exclusiv. Pentru că 2000 de monede e cam scumpă masa asta pentru albanez, dar mie mi se pare că e un preț bun să dai 100 de lei să mănânci sushi cât vrei. Și creveți, și calamar. Adică ai de ales ce vrei din meniu. Și băutoria un pic mai scumpă, pentru că restaurantele astea au luchenit, îți vând totuși băutoria un pic mai scumpă, e vreo 3 euro o bere. 3 euro, 15 lei o bere, hai. Beau și eu 2 beri și mănânc la sushi până nu mai pot. Deci, acolo merg. Ia uite și pe Dana. Leontin Pop, poftă bună și o seară minunată. Dana N. Tatiana Daria. Vis-a-vis este Biserica Catolică, una dintre cacofoniile acceptate în limba română. Uite, am avut o polemică cu cineva chiar zilele trecute că sunt câteva cacofonii acceptate, cum e Biserica
catolică și eu am zis urcă calul. Adică, băi, de ce nu? N-am voie să zic urcă calul, pentru că era un deal și urca calul. Băi, vezi că nu ai voie să zici. Deci, de ce cacofonia asta nu e ok? Urcă calul. Cum pot să zic eu dacă asta văd? Și am avut o polemică. Doar biserica catolică și mai sunt vreo două, trei vorbe acceptate în limba română. Păi eu, gata, vreau să se adauge și urcă calul. Mergi pe Don Bosco, este fish time, super fructe de mare, caracatiță, creveți, Valentine, și ce preț? Eu mă duc aici, dau 20 de euro și mănânc ca oricare român care ajunge la KFC. Își pune în farfurie până nu mai poate. Da, deci copiii se suie pe geamul ăsta. Ia uite, Mihaela, bună seara, Marian. Bună, Mihaela, ce faci? Am mai vorbit vreodată pe vreun live? Nu prea ți-am văzut comentarii. Gata, hai. La revedere. Vă spun la revedere. La revedere. Mă duc să mănânc. După un live atât de lung, merg și eu. Thank you.